Desculță sau încălțată, eu tot vorbesc cu tine. Bine ai revenit, Sensi. Ce faci? Bine, unde te duci? Regăsit. Sau de unde vii? Sau... Stăteam acasă liniștită și se oprește curentul, se ia lumina. Stau o oră, stau două, toți vecinii aveau lumină. Și îmi fac, mi-au inima în dinți și ies pe scara blocului, mă duc la subsol să văd dacă s-au ars siguranțele. Și cum dau, totul mergea, lumină peste tot, când apăs pe buton la lift, cu cine crezi că mă întâlnesc? Cu Moris! Cu Luță! Fostul. Cu fostul? Da. Au, Raluca? Când mă uit la ținuta ei, am impresia că a rămas văduvă. Dar eu asta credeam, cu garoafa și cu lumânarea, ea prinde ultima lumânare. Și cu lumânarea, la... totuși ai pojarter, parcă te pregătești pentru următorul. Nu pot să înțeleg exact, tu de acasă te-ai dus la subsol așa îmbrăcată, erai pregătită, așteptai pe cineva să vină. Așa eram îmbrăcată. Să se împiedice. Nu știu, să te împiedici, să piși direct ca uite cum se duce Filimon în dormitor. Așa să mai dea lenjeria jos, că este dată deja, decât să se împiedice. Deci... Adică ce, n-ai lenjerie? Da. N-are. N-ai lenjerie? Da, de la margine. Păi n-am văzut că ți-a acoperat cu sacoul. Nu te tragă, mă, Sens. Ia să se fă un pic așa. Mingea, să încerci și ea braziliana. Sensi, ia fă un pic așa cu sacoul, puiule. Oh. Se face, n-are cum să tragă curent, că nu are curent. Da, n-are curent, fata. Ți se face altfel ținuta... Mi se pare că ciorapul... acela cu bandă nu merge cu rochia, adică rochia este foarte sexy, dar nu are nicio treabă cu ciorapul cu bandă. Este sexy ținuta, dar mie una nu-mi place. Nu. Ok. Păi hai să vedem ce spun jurații despre ținuta ta, Sensi, în fața lor. Nu știu, nu e rău, dar nu e nici bine, e sexy, dar nu e sexy, baia stă acolo pusă cu mâna, dar știi ce mă agită foarte tare? Tocul pe care nu-l înțeleg în combinație cu rochia, n-ar fi foarte rău, dar nu e ceva nu e bine, Sensi, și de ce ai ales acel set foarte finuț? Ce-i cu finoșenia aia de pandantiv, set cu cerceluș, adică de ce? Cum te-ai gândit tu la chestia asta? Am zis să nu fiu prea dezbrăcată, că așa sunt foarte dezbrăcată. Da, mă, Sensi, dar da, finețea că te-am aia de pandantiv, aia, care nu se vede nici la lupă, cu finețea aia de cerceluș și mai cu seamă ei în se... ba, aceste seturi fine. Urâtă în general în viață. Zi, pisico. Moartea, nu? Urâtă în general în viață, Sensi. Și dacă tu pui așa o bijuterie finuță, din aia invizibilă, de aia atică, cum trântești dita mai lănțoiul pe pantofi? Adică ori bagi lănțoaie din cap până în picioare. Ideea este următoarea. Pantofii n-am înțeles, au tot cu stricat sau așa a vrut, a intenționat designerul sau eu cred că s-au stricat, sincer să fiu. Așa sunt ei. Și de, păi de ce te descălța, nu puteți să mergi cu ei? Da, greu, foarte greu. Nu trebuia să iei, oricum pantofii sunt. Tu ai o sandaletă din lac. Nu știu dacă sunt Saint Laurent sau nu, dar te-am văzut eu cu o sandaletă din lac pe aici. Alea ar fi mers la ținuta asta foarte bine. E o ținută civilizățică. Comportă niște situații pe aici pe acolo, lănțicul, pantoful nepotrivit, dar nu e o tragedie. E mai bine decât ce ai făcut până acum. Dar chiar spune, ce reprezintă garoafa? De ce m-am garoafa? M-am gândit la pasiune. La pasiune, păi, da, trebuie și n-am să vrut fie, trandafir. Trebuia să fi fost altceva. Luai trandafirul cuiva din gala de săptămâna trecută și puneai un trandafir, că garoafa de obicei se duce la mormântări. Dar uite că ai o lumânare. Hai să mergem mai departe. Acest sacou, să știi că coboară, deși el este cu umeri lați, coboară imediat după ce se termină umărul tău, coboară, ceea ce înseamnă că nu are o întăritură cât să susțină umerii. Dacă mai devreme vorbeam despre Anda, că e luxury, tocmai asta și puneam în evidență prin faptul că stofele, materialele, fac ca tot look-ul să arate wow, de la bun început până la finalul momentului ei. E mai bine cât în alte dăți. Ori o fi prea întuneric, Caci. Mulțumesc, bravo, Ester. You broke my heart. Mulțumesc. Dai bună, șosteluță, Sensi, felicitări. Osteluță. Vorbește cu cei de acasă. Ui! Ui! Am și eu o steluță astăzi. Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele, pentru toată susținerea și nu uitați să mă votați pentru că săptămâna aceasta este gală eliminatorie 9 la 1206. Mulțumesc! Mulțumesc!